Vă salut, prieteni, suntem în orașul nostru frumos, Câmpia Turzii. Suntem la capătul orașului, la Monumentul Eroilor. Avionul care simbolizează flotila aeriană de la Câmpia Turzii, baza 71. Aici sunt trecuși și eroii, piloții care au căzut la datorie. Avem un oraș frumos, un monument frumos. Să avem grijă de el și de orașul nostru. Vă așteptăm la Câmpia Turzii să vizitați monumentul și orașul. Vă salutăm pe toți. Cu drag vă spunem o zi frumoasă în continuare. Suntem în parcul mare din Câmpia Turzii. E un parc foarte, foarte mare, imens, cu salcâmi, alei frumoase. Ne plimbăm prin parc. Mai înainte s-au auzit și elicopterele de la unitatea militară și avioanele de vânătoare. Mâine este o sărbătoare, ziua Drapelului Național, și ei se pregătesc. Zboară doar în formație. Poate vom prinde și o filmare cu un echipaj de elicoptere. Se poate vedea aleile, pomii, băncile. Este răcoare, umbră aici. Afară este foarte cald. Se aude un avion de vânătoare, dar este foarte departe. Sper să vă placă orașul nostru. Se face sport în parc la noi. Se aleargă, se dau cu biciclete, cu role. Și copilașii noștri sunt într-o cursă continuă cu bicicletele. Și noi suntem puțin obosiți. E frumos. E o răcoare foarte bună. Și chiar e o diferență între răcoare și unde e soare. E foarte cald. Se întorc avioanele la unitatea militară. Sunt foarte departe. Poate o să prindem niște cadre mai apropiate cu ele. Sunt cele frumoase, mari. Aici cândva, de mult, când eram eu copil, a fost un lac foarte mare și un restaurant pe o insuliță. Dar atunci conducerea țării o decis să le strice și a fost un lucru tragic pentru locatarii, pentru cetățenii de aici, dar ne-am obișnuit cu ce s-a făcut după aceea. Curcubeul se vede frumos. Hai băieți că suntem la linie de start. 2 și... Nu, invit o persoană care să apară în clipul video în direct împreună cu tine. Dragii mei prieteni, sunt Mihai Sărmășan, același băiat nevăzător. De data aceasta, acest videoclip va fi o filmare în direct, live. Este pentru prima dată când filmez live. Bineînțeles că eu nu văd, dar am poziționat în așa fel telefonul ca să prindă cât mai bine. Mulțumesc pentru ajutorul soției mele, care este la volan, copilașii care sunt în spate. Am ieșit puțin la plimbare, la noi plouă. Ne apropiem de comuna Valea Largă din județul Mureș și vom face o tură roata pe la Zau de Câmpie, Luduș, Câmpia Turzii. Vă doresc numai clipe frumoase, să ne bucurăm de viață.